Astăzi vedem cele mai inutile life hack-uri care habar nu am de ce există. Cum ar fi omul ăsta care, uitați-vă la el, adică și-a pus 4 lumânări ca să-și încălzească apa și să nu mai folosească apă caldă ca să facă economie sau nu știu de ce. Dar băi, e o idee teribilă, te chinui foarte mult. Cum ar fi chestia asta cu care îți scoți castraveții din borcan? Adică de ce nu-ți bagi pur și simplu mâna în borcanul ăla cu murături și scoți castravetele? Adică cred că e mult mai ușor așa și mult mai ieftin. Bro, nu așa se poartă un ghiozdan, ce vrei să faci acolo? Și strași și pantalonii peste el? Ce-s cu oamenii ăștia? Sincer vă zic, ce-s cu oamenii ăștia? Ok, nu poți să mănânci că-ți pică frimituri pe tastatură și bagi tastatura în două pungi de hârtie? Puteai pur și simplu să muți la o parte. Taie o sticlă cu un cuțit foarte încins. Haideți să vedem ce face aici. Ok? Și își împătură prosoapele? Vrea să le pun așa în dulap? Vrea să le țin așa în dulap? Adică le ține în bagaj, bro. Chestia asta e de 1000 de ori mai rea decât să le pui în mod normal, pentru că ți ocupă mult mai mult spațiu sticlele alea de acolo. I s-a rupt șozeta? Și ce face? Își desenează șoseta cu negru. Bro, dar ce faci dacă trebuie să-ți dai jos șoseta aia și vede tipul ăla că ai dita mai punctul negru pe talpă? Adică cred că e mult mai rău decât să nu-ți fii colorat deloc chestia aia. Ok, are o saltea. Chestiile astea sunt foarte greu de umflat. O umflă cu o pungă? Nu te cred, bro. Chestia asta nu are cum să funcționeze. E imposibil așa ceva. Refuz să cred că așa ceva există. 5 minutes cref, nu știu ce-i cu voi. Cele mai stupide life hack-uri. Ok, face sport. Cred că vrea să facă sport tip asta. De ce? Bro, mă doare creierul, ce se întâmplă? Vrea să fie bandă din aia de alergat. Adică, bro, du-te afară și aleargă, e mult mai ușor decât să faci asta la tine în casă. Cred că și murdărești pe jos. Bro, mă doare capul de la videoclipurile astea, ok? E murdare pe picioare? Nu! Cum să speli piciorul în cadă? Gata, mă, cred că știu ce vrea să facă, nu poate să aspire sub dulapul ăla? Ok, haideți să vedem cu ce idee vine. A prins mai multe paie? Chestia asta chiar funcționează. Dar ce faci dacă pui mai puține paie decât trebuie și aspiră aspiratorul paiele alea? No, ce-i cu abominația asta? Uitați-vă ce face. Asta e invenție în loc să porți Adidas sau care-i toată ideea? Adică, uitați-vă. Bro, mai bine ții o pereche de Adidas în picioare. Ce face? Ce face aici? Ce face cu merașul ăla? Nu! Oh my god, bro. Asta e cea mai proastă de până acum. Că arunci un merașul cu telefonul pe el, crede-mă că nu-l mai găsești, nu-l mai primești înapoi. O să dispară pentru totdeauna. Oh my god, cât de dureros arată chestia asta. Ce are pe față? Machiaj? Cred că machiaj ăla. Și uitați-vă cum îl dă jos cu spatula aia. Cred că e foarte dureros. Are mâinile ocupate și așa poate să mănânce struguri în timp ce se joacă pe PlayStation, pe Xbox. Bro, e mult mai greu decât să îl iei pur și simplu în mână și să-l mănânci. Puneți voi de nu un printer, niște flori, niște căști, să vedem ce mai pune. Ce face? Vrea să le printeze în viața reală? Ok? Își pune și fața. Ce face acolo? Ok? Și-a făcut o poză? My god, bro, cred că e cea mai proastă poză pe care am văzut-o vreodată. O mașină foarte frumoasă. Lăsați like dacă vă place mașina asta. Se pare că nu poate să treacă peste buturuga aia, peste lemnul ăla. Ridică suspensia. Ok? Numai bine mutai lemnul ăla de acolo. Let's go! Vine Cabi să ne arate cum se face cu adevărat. Pur și simplu mutai chestia de acolo. Era mult mai ușor decât să-ți ridici suspensia la mașină. Nu poți să ții umbrelele și chestiile alea acolo. Îți întorci scaunul și practic e mare suport de chestii. Bro, chestia asta chiar funcționează. Ce face acolo? Sunt mai multe plicuri de ceai? Își face o poșetă? Își face un tricou din pliculețe de ceai? Băi, așa ceva n-am văzut în viața mea. Tiv, dacă te prinde ploaia afară, tiseul de-aia și nu mai poți să o porți. Băi, dar de mirosit cred că miroase foarte bine. S-a băgat în cadă. Haideți să vedem. Pui o bucată de carton. Pare mai slab sau mai slabă? Bro, dar pe stradă cred că te vede lumea că ai o bucată de carton acolo. Adică nu cred că funcționează atât de bine. Haideți să vedem ce mai e. Ce mai e, pentru că sunt foarte proaste invențiile astea, life hack-urile. Eu chiar un colac și pune niște duct tape din ăla pe el, niște bandă adezivă. Bro, nici nu vreau să știi cât o dura să facă toată chestia asta, pentru că pare foarte greu de făcut. Ok, și poate să-l folosească pe zăpadă? Bro, cred că ăsta e cel mai tare de până acum, n-am să vă mint. Adică chiar funcționează chestia asta. Ok, și-a murdărit tocurile. Nu-mi zi, ce face? No, lipește bucăți de Lego pe ele. Oh my god, ca să nu se mai vadă că-s murdare sau ce? Sincer să fiu, arată destul de tare chestia asta. Un cremvuști și o bormașină, pentru că toți avem la noi un cremvuști și o bormașină. Haideți să vedem ce face. Și-a făcut pai din cremvuști. Nu, bro, asta e cea mai rea de până acum. Lasă-o încolo de treabă. Ce se întâmplă cu videoclipurile astea? Ok, și tipa asta și-a rupt șosetele. O să-i facă niște șosete din baloanele alea. Haideți să vedem. Bro, chestia asta chiar funcționează? Ok,
Băi, pe primul a mers? Oh my god, băi, nu știu, vă las pe voi să ziceți, e tare chestia asta sau nu e tare? Bro, să nu faceți niciodată asta, e foarte periculos, uitați-vă cum calcă tricoul. Și nici chestia asta, pentru că de aia există călcătoare să calci cu ele. Oh my god, ok, are mai multe geci? Ce faci acolo? Bro, ce faci acolo? Ok, și le combină cumva între ele? No, bro, dar de ce ai vrea să porți atât de multe geci? Ok, ți-ai udat Adidas-i? Aha. Și ca să-i usuci? Bro, fier niște pietre, cum vine asta? Cred că vrea să încălzească pietrele, dar și așa ar dura o veșnicie să ți se usuce Adidas-i. Na, mâncare, McDonald's? Bro, chestia asta chiar funcționează, chestia asta chiar e bună. Și lipește mai multe dopuri din acelea de sticle de vin, ok? Băi, pare destul de greu de făcut chestia asta. Și lipește și o furculiță de ea? De ce ar face asta? De ce ai lipi o furculiță? Ok, hide your million, adică ascundeți banii? Bro, băi, stai, chestia asta e destul de tare, neapărat like dacă și ție ți s-a părut că e tare. Bun, băi, din nou, cred că cu toți avem un mop în mașină, adică chestia asta se poate aplica și în viața reală. Oh, și așa e ca să-ți faci mai mult loc în mașină? Bro, dar arată foarte ciudat, de ce nu ți le pui pur și simplu în portbagaj, adică ar fi mult mai ușor. Ia, nu, no, de ce faci asta? Nu-mi spune, ai o rachetă din aia de tenis, dar n-ai o strecurătoare prin care să-ți strecori pastele? Își face unghii din căpșune? Nu-mi vine să cred. Băi, refuz să cred că chestia asta e reală, adică n-are cum să fie, n-are cum să iasă. Nu, i-a ieșit, arată oribil. Gândește doar să-i spui cuiva că ai o căpșună adevărată pe unghie. De ce tai chestia aia? Adică de ce? Ce motiv ai avea? Asta e cea mai inutilă invenție de până acum. Și uitați-vă la față, e ceva genul super tare. Toaleta murdară? Și nu vrei să te pui pe ea? Și ai un din ăla de piscină? Bro, dar nu mai bine stai în picioare sau ceva, adică cred că ar fi mult mai ok. Poți să-ți pui cerealele în bol? Întoarce bolul ăla pur și simplu. Nu, refuz să cred că faci așa ceva. Își folosește bolul ca să scoată conținutul din dovleag. Adică de ce n-ar folosi bolul ăla din prima? Ok, avem o monedă. Sunt tare curios ce o să fac aici, pentru că nu pot să-mi dau seama. Pare destul de complicat. Ok, a dat o gaură într-un creion și pune moneda aia și o pune pe o brichetă. Bro, ce vrei să faci acolo? O încălzește? Băi, chestia asta e destul de tare, n-am să vă mint, adică destul de bună treaba asta. Aluneci cu tocurile, pui lanțuri pe ele, efectiv și-a pus lanțuri pe tocuri. De unde scoți o pereche din aia de lanțuri? Și nu ai și mai puțin echilibru pe ele dacă porți chestiile alea. Ok, blană de la pisică, foarte mult păr lasă pisicile, n-am să vă mint. Și ce face din ea? Face ceva DIY? I-a făcut niște papucii din blana ei. Asta e cea mai inutilă invenție, dar e foarte drăguță. Ok, avem pizza, neapărat like dacă îți place pizza. Și pune ceva lichid din ăla pe el care l-a transformat într-o masă. A făcut o masă dintr-o pizza. Ok, niște unghii. Bam, bro, ce s-a lea? Sunt vârfuri de creioane? Gândește doar să scrii cu așa ceva la școală. Ok, un cap de păpușă? Nu. E atât de greșită chestia asta, uitați-vă cum arată. Avem o capră, din ceară cred că e făcută. Nu. Și-a făcut mâner la cană din capră, nu-mi vine să cred. Ok, a luat conul ăla de pe stradă. Bro, n-ar trebui să faceți asta, nu luați conul ăla de pe stradă. Pune niște paste pe el. Și-a făcut mare brăduleț de Crăciun, uitați-vă și voi, nu-mi vine să cred așa ceva. Băi, mă doare capul de la videoclipurile astea. Ok, avem o strecurătoare. A dat-o cu lipici, le-a făcut loc unde să noate la rățuștele alea. Băi, nu știu dacă videoclipul ăsta poate să fie mai rău de atât. Ok? Și și-a făcut bacon în punga aia. Ce scârbos. Nu încercați asta acasă pentru că pare foarte periculos. Ok? Și își face mașină de tuns iarba de acolo sau ce vrea să facă? Da, mă. Bro, băi, e destul de genială chestia asta, n-am să vă mint. Băi, și cam acesta a fost videoclipul. Dacă v-a plăcut, neapărat lăsați un like. Spuneți-vă dacă încă nu ați făcut-o.